Bun găsit, copii! Sunt Cornelia. Lecția noastră este în grădina bunicului, compararea numerelor naturale de la 0 la 10. Vom merge în vizită la bunici pentru a-i ajuta să culeagă legumele de toamnă. Pentru a ne fi ușor să numărăm, ne vom aminti numerele naturale de la 0 la 10. Vom completa împreună. Crescător 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descrescător. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo! Bunicii au fost foarte harnici, au cules un coș plin cu legume. Să-i ajutăm să le numere și să le comparăm. Câte roșii avem? Una, două, trei, patru. Vom nota. Patru. Câți ardei avem? Unu, doi, trei. Vom nota. Trei. Vinete. Una. Două. Dar salate? Una, două, trei. Morcovi? Unu, doi, trei, patru, cinci, șase morcovi. Verze roșii? Una. Ridichi. Una, două, trei, patru. Să le comparăm. Câte verze roșii avem? Una. Câte salate? Trei. Vom spune că 1 este mai mic decât 3. Semnul mai mic este semnul care înțeapă numărul mai mic. Câți morcovi avem? 6. Câți ardei avem? 3. Vom spune că 6 este mai mare decât 3. Semnul mai mare are gura deschisă spre numărul mai mare. Câte salate avem? 3. Câți ardei avem? 3. Vom spune că 3 este egal cu 3. Copiii, bunicul a cules 4 ardei roșii. Bunica a cules 3 roșii. Cine a cules mai multe legume, dar mai puține? Vom spune că 4 este mai mare decât 3, iar 3 este mai mic decât 4. Deci bunicul a cules mai multe legume decât bunica, iar bunica a cules mai puține legume decât bunicul. Următorul exercițiu, copii, ne cere să încercuim vecinii primului număr scris pe legume. Primul număr scris pe ardei este 5. Vecinii lui 5 sunt 6 și 4. Vecinii primului număr scris pe vinete, vecinii lui 8, sunt 7, 9. Vecinii lui 2, scris pe ridiche, sunt 1 și 3. Vecinii primului număr scris pe roșii, 7, vecinii lui 7 sunt 8 și 6. Felicitări, copii! Bunicii vă mulțumesc pentru ajutorul acordat și în dar vă dau o sacoșă cu legume. Pe curând, dragii mei!